Deschideți-vă rog cu mine Sfânta Scriptură la Psalmul 143. Vom da citire la Cuvântul lui Dumnezeu care ne va îndemna în această seară. Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la ruga mea. În credincioșia și dreptatea ta, răspundem. Nu intra la judecată cu robul tău, căci niciun om viu nu-și poate apăra dreptatea înaintea ta. Dușmanul mă prigonește, mă zdrobește de pământ, mă face să locuiesc în întunecim, asemenea celor morți de mult. Duhul îmi este slăit, inima mi este tulburată în lăuntrul meu. Îmi aduc aminte de zilele de odinioară, cuget la toate lucrările tale, și mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile tale. Îmi întind mâinile către tine. Sufletul meu însetează după tine, ca pământul uscat. Doamne, grăbește-te să-mi răspunzi, căci Duhul îmi este istovit. Nu ți-ascunde fața de mine, ca să nu ajung asemenea celor ce se coboară în groapă. Fă-mă să aud dimineața despre îndurarea ta, căci în tine mă încred. Fă-mi cunoscută calea pe care să merg, căci la tine îmi înalt sufletul. Doamne, izbăvește-mă de dușmanii mei, căci la tine caut adăpost. Învață-mă cum să-ți împlinesc voia, căci tu ești Dumnezeul meu. Fie ca Duhul tău cel bun să mă călăuzească prin locuri netede. Din pricina numelui tău, Doamne, înviorează-mă. Din pricina dreptății tale, scapă-mi sufletul din necaz. Din pricina îndurării tale, isprăvește cu dușmanii mei și nimicește toți prigonitorii sufletului meu, căci eu sunt robul tău. Amin. Amin. Psalmul acesta, care este un psalm al lui David, ne dă un tipar pentru felul în care trebuie să confruntăm așa zise situații imposibile. Există situații în viață, există momente în viață când stăm față în față cu o situație imposibilă. Când stăm față în față cu o problemă care ne depășește puterea noastră, înțelepciunea noastră, când stăm față în față cu o situație care nu mai poate să fie schimbată. De multe ori noi căutăm soluții, vrem soluții la orice lucru, dar sunt anumite situații care nu pot să fie schimbate. Și atât cele situații, pentru noi, omenește vorbind, sunt imposibile. Ni se pare că nu mai avem vreo scăpare. Ni se pare că nu mai putem să facem față la acea schimbare. Atunci când se întâmplă un mare necaz, atunci când se întâmplă ceva tragic care nu mai poate fi schimbat. Sau nu mai putem noi să facem ceva spre rezolvarea ei. O tragedie în familie, o moarte în familie, un diagnostic fatal și așa mai departe. Sunt lucruri cu care te confrunți în viață și nu sunt soluții. Nu sunt soluții, cel puțin de la tine și de la mine ca și om. Și atunci când ne confruntăm cu aceste situații și ne vom confrunta fiecare dintre noi, în mod inevitabil, de situații dureroase, de situații tragice, de situații care nu avem putere să le întâmpinăm, nu avem putere să trecem prin ele și nu avem putere să le rezolvăm. Ce vom face în acele situații? Și omul lui Dumnezeu, David, ne dă un tipar după care să ne ghidăm în acele situații, prin care trebuie să trecem. Și sunt mai frecvente în viață acele situații dureroase, imposibile, tragice, mult mai frecvente decât ne-ar place să admitem. Da? Ele se întâmplă la fiecare cotitură din viață. Psalmistul ne dă acest tipar minunat care vreau să fie o încurajare și pentru noi în această seară și vreau să fie un tipar demn de urmat pentru noi în viață și să fie o unealtă ca să imităm pe omul lui Dumnezeu și să înfruntăm și noi, să confruntăm situațiile acestea din viața noastră în acest fel. În primul rând, observăm că psalmistul înfruntă această situație imposibilă care o descrie, vedem multiple descrieri în psalmul acesta despre această situație imposibilă. De exemplu, de la versetul 3 la versetul 4, vedem această descriere. Dușmanul mă prigonește, mă zdrobește la pământ,
mă face să locuiesc în întunecim, asemenea celor morți de mult. Duhul îmi este slăit, îmi este gripat, înghețat, fără vreo posibilitate de mișcare. Inima mi este tulburată în lăuntrul meu. Este o situație imposibilă și greutatea acestei situații apasă pe psalmist. Și psalmistul ne arată că primul lucru care îl face să întâmpine această situație este rugăciunea. Rugăciunea este primul răspuns, primul impuls al psalmistului când se confruntă cu această situație, constată că îl depășește, constată că nu are nicio putere, nicio pârghie, nici lăuntrică, nici externă, este pur și simplu dărâmat la pământ. Este ca și îngropat sub pământ de circumstanțele în care se află și mai mult decât circumstanțele au apăsat așa de puternic asupra lui, încât duhul lui este afectat, sufletul lui, gândirea lui, sentimentele lui sunt afectate încât să simte incapabil de a face ceva. Și răspunsul la această stare de incapacitate, la această stare de criză, la această stare în care privești la tine, privești la situația ta, privești la încercările din jurul tău, privești la tragediile prin care treci, singurul răspuns, că nu mai poți face absolut nimic, este rugăciunea. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, spune psalmistul. Pleacă-ți urechea la ruga mea. Observați două lucruri esențiale despre felul de rugăciune care adresează psalmistul și care este eficientă în aceste circumstanțe. În primul rând, observați că rugăciunea este eficientă datorită caracterului Dumnezeu. Psalmistul spune, încredincioșia și dreptatea ta, Doamne, răspunde. Nu în natura caracterului meu, nu în natura puterii mele, nu în natura credinței mele, nu în natura ceea ce eu pot contribui sau aduce în această rugăciune, pentru că psalmistul admite, nu mai am nimic. Duhul meu este dărâmat. Sunt la pământ, sunt îngropat. Dar în natura caracterului Dumnezeu, rugăciunea este eficientă. Rugăciunea este eficientă și puternică, nu datorită nouă, care o rostim, ci datorită celuia căruia o rostim. Noi ne rugăm lui Dumnezeu. El nu obosește, El nu este vreodată fără resurse, El nu este într-o situație imposibilă vreodată. Dumnezeu întotdeauna are soluția. Dumnezeu întotdeauna este în control. Dumnezeu întotdeauna poate rezolva problema. De aceea când noi ne rugăm, rugăciunea noastră este eficientă și este cu putere, nu datorită puterii noastre, ci datorită puterii Lui. Datorită caracterului nostru, ci datorită caracterului Său. Rugăciunea este eficientă datorită caracterului Dumnezeu. Și rugăciunile noastre trebuie să fie ancorate în caracterul lui Dumnezeu. Trebuie să stea pe acest postament al caracterului Dumnezeu. Rugăciunile care sunt eficiente sunt acelea care se leagă de caracterul lui Dumnezeu. Sunt cele mai puternici rugăciuni. Rugăciunile în care pur și simplu enumerăm problemele noastre, nevoile noastre, ne vor lăsa reci și neînviorați în mijlocul problemei. Rugăciunile în care aducem problemele noastre înaintea lui Dumnezeu și ne agățăm cu toată puterea noastră de caracterul lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu, de natura lui Dumnezeu, sunt acele rugăciuni care sunt eficiente, sunt acele rugăciuni care ne vor încuraja în mijlocul necazului. În al doilea rând, rugăciunile care sunt eficiente sunt acelea care sunt aduse cu credință, cu așteptarea că Dumnezeu poate și că Dumnezeu va răspunde. De cele mai multe ori, din păcate, chiar atunci când suntem în momente de crize, ne rugăm așa formal, pur și simplu. Păi da, asta trebuie să facem, să ne rugăm. Doamne, Tu știi problemele mele, acum hai să mă vaiet un pic. În loc să venim cu adevărată credință, când ne rugăm lui Dumnezeu care poate să răspundă, care va răspunde, care este în control. Așteptarea mea atunci când vin cu problema mea la Dumnezeu este că El este în controlul problemei, că El va răspunde, că El o rezolvă, că orice s-ar întâmpla, El știe mai bine. El cârmuiește lucrurile din viața mea spre binele meu și spre gloria Lui.
Și aștept ca să văd rezolvarea problemei. Aștept ca să văd răspunsul lui Dumnezeu, oricare ar fi el. De multe ori venim cu niște rugăciuni foarte pasive. Foarte necredincioase. De multe ori nici măcar nu vrem un răspuns de la Dumnezeu, pentru că ne este teamă care va fi răspunsul. Doamne, vreau o rezolvare la problema asta. Și eu știu care este rezolvarea. Eu știu că rezolvarea va fi dureroasă. Eu știu că Dumnezeu va interveni în viața mea și va face curățenie și va rezolva problema, dar mi-e frică de acel proces. Și vine așa, Doamne, știi că am problema asta, dar cum ce-a fi, a fi. Ne complacem în starea în care suntem. Ne complacem în mizeria în care suntem. Ne complacem în durerea în care suntem. În loc să venim cu credință. Am adus această problemă. Știm că Dumnezeu este în control. Aștept ca Dumnezeu să răspundă. Aștept ca să văd felul în care Dumnezeu va lucra. Orice răspuns va fi. Va fi bine pentru că este răspunsul lui Dumnezeu. În al doilea rând, venim nu doar cu rugăciune, dar venim cu un anumit fel de rugăciune și acest tip de rugăciune trebuie ca să fie prezent. Venim cu mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Venim cu mărturisire. Venim că psalmistul nu are curajul să se apropie de Dumnezeu cu problema lui fără să recunoască starea nedreptății lui. Și spune, niciun om nu-și poate apăra dreptatea înaintea ta. Venim și recunoaștem că ceea ce se întâmplă în viața noastră, că tragediile, că suferințele, că problemele vieții noastre, deși sunt rele, deși sunt poate că de uneori făcute de oameni care sunt condamnabili pentru ceea ce ne-au făcut, problema numărul unu care ne confruntăm este nedreptatea noastră. Este faptul că Dumnezeu este sfânt, este faptul că Dumnezeu este drept, este faptul că Dumnezeu are o lege perfectă care o cere să fie împlinită de la orice om și noi nu suntem. Și atunci când venim ca să stăm de vorbă cu Dumnezeu, trebuie să ne confruntăm cu această realitate. Și trebuie să mărturisim înaintea lui Dumnezeu și trebuie să mărturisim chiar și înaintea oamenilor că nu suntem ce ar trebui ca să fim. Că tot ceea ce ni se întâmplă este puțin comparat cu judecata dreaptă a lui Dumnezeu care ar trebui să reverse asupra noastră. La doilea rând, nu venim doar și recunoaștem starea noastră nedreptate, ci venim și cerem mila lui Dumnezeu. Cerem mila și harul lui Dumnezeu și mizăm pe această milă și mizăm pe acest har. Ce înseamnă această milă? Uitați ce spune psalmistul. Nu intra la judecată cu robul tău. Nu judeca pe robul tău. Pentru că niciun om, oricât de bun ar fi el, spune psalmistul, nu poate să-și apere dreptatea înaintea lui Dumnezeu. Ce vei spune înaintea lui Dumnezeu dacă ar intra la judecată cu tine? Dacă în seara aceasta ți-ar lua sufletul și te-ar aduce înaintea lui și s-ar judeca cu tine, ce ai putea spune? Ce apărare ai avea? Doamne, știi, da, am făcut toate păcatele, dar înțelege, sunt niște circumstanțe atenuante. Dumnezeu va spune, standardul este perfecțiune. Modelul este Domnul Iisus Hristos. Ai atins acel standard? Nu. Singura noastră scăpare este să nu intrăm la judecată. Este să fim absolviți de povara judecății. Cum? Prin a fi socotiți neprihăniți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Scriptura ne învață că singura noastră scăpare este ca să ne mărturisim păcatele și să ne punem credința în Domnul nostru Iisus Hristos, care a trăit o viață perfectă, care este desăvârșit și totuși a plătit plata păcatului. Nu păcatului lui, pentru că el nu a avut păcat, ci păcatului celor care se încred în el. El a luat asupra lui păcatele credincioșilor. Și dacă tu și cu mine ne încredem în El și ne mărturisim păcatele, Biblia ne spune că El este bun și drept ca să ne ierte orice păcat. De aceea, orice rugăciune cu care venim înaintea lui Dumnezeu, orice cerință cu care venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie întotdeauna cu mărturisire. Întotdeauna cu recunoașterea păcatului nostru și întotdeauna cu cerere de milă dinaintea lui Dumnezeu. De aceea noi nici nu îndrăznim. De exemplu, duminica, când avem timpul nostru de rugăciune, să începem cu rugăciuni de cerere. Începem cu rugăciuni care înalță caracterul lui Dumnezeu,
Să ne amintim cu cine stăm de vorbă. Să ne minunăm cât de măreț este Dumnezeu. Apoi mergem la rugăciune de mărturisire. Apoi ne mărturisim starea înaintea lui Dumnezeu. Apoi recunoaștem ceea ce suntem și ceea ce merităm și îl rugăm pe Dumnezeu să nu ne ia la judecată. Și doar după aia încep mijlocirile și cerințele, prima fiind rugăciunea pastorală, în care eu, ca și pastorul bisericii, vin cu nevoile bisericii și mai ales nevoile spirituale. Și apoi, duminică seara, în timpul nostru în familie, venim și vinim cu poverile noastre înaintea lui Dumnezeu. Dar întâi vrem să ne focalizăm pe cine este Dumnezeu, cât de glorios este El, cât de măreț este El și cine suntem noi. Cât de căzut, cât de păcătoși. Și că singura noastră scăpare este în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi psalmistul ne mai dă o acțiune, o cale prin care putem întâmpina această problemă, această stare, această situație imposibilă. Și cred că face parte din procesul de rugăciune și cred că face parte din procesul de rugăciune constantă din viața noastră, dar venim nu doar cu rugăciunile noastre, nu doar cu mărturisirea noastră rugăciune, dar psalmistul ne spune să venim cu meditarea noastră. Și psalmistul evident nu se referă la o meditare zen, yoga, da, în care stăm și vrem să devenim una cu natura. Vrem să ne închipuim ce simte un copac. Da? Sunt o felul de meditații din astea New Age în care trebuie ca să devii în una cu natura. Nu! Psalmistul ne spune că trebuie ca să medităm asupra anumitor lucruri în momentele acestea de criză. În primul rând, ni se spune că trebuie să medităm la vremurile de binecuvântare. Psalmistul spune, mi-aduc aminte de zilele de odinioară. De ce este important să ne amintim de zilele de odinioară, de vremurile binecuvântate? Să ne amintim că nu întotdeauna a fost așa. Dacă într-o zi primești, cum am primit, de exemplu, un diagnostic de cancer, poți să stai tot timpul și te gândești la faptul că acum ai cancer. Sau poți să te gândești că 33 de ani n-ai avut cancer. Și puteai să ai. Pentru că sunt copil care se nasc cu leucemie, cu tot felul de boli ciudate. Și poți să te gândești că acel Dumnezeu care 33 de ani te-a păzit de cancer, te poate vindeca de cancer. Sau că acel Dumnezeu care 33 de ani a fost în controlul vieții tale și ai fost satisfăcut cu deciziile Lui pentru viața ta, cu siguranță a luat decizia corectă pentru viața ta. Sau poți ca să te bălăcești, să te plângi în suferința ta. Doamne, acum nu mai știu ce să fac. Gândește la zilele de odinioară. Gândește la zilele când soarele strălucea. Gândește la zilele când Dumnezeu te-a binecuvântat cu bucurie. Și gândește că același Dumnezeu care ți-a dat acele zile, ți-a dat aceste zile. Aceste zile de suferință. Și același Dumnezeu îți va da alte zile de binecuvântare. Și că dacă ești credincios, după ziua morții tale vin numai zile de binecuvântare. Vin numai zile de soare. Vin numai zile de bucurie. Așa că meditează la vremurile de binecuvântare. Meditează la vremurile de odinioară, când lucrurile erau altfel. Când situația nu era imposibilă. Când binecuvântările erau abundente. Și vei realiza că criza nu este chiar așa de mare. În al doilea rând, meditează, spune psalmistul, la toate lucrările lui Dumnezeu. Meditează, altfel spus, la toate intervențiile lui Dumnezeu în viața ta. Fiecare dintre noi ar putea mărturisi de nenumărate ori în care Dumnezeu a intervenit în viața noastră. Poate a fost o boală, poate a fost o problemă în familie, poate a fost o problemă la servici, poate a fost o situație care a părut imposibilă. Și am zis, cu siguranță nu este rezolvare. Cu siguranță nu se poate rezolva această criză. Și apoi, într-un fel inexplicabil, Dumnezeu a intervenit în viața noastră și a fost evident pentru noi că a fost mâna lui Dumnezeu. Psalmistul spune, meditează la aceste lucrări ale lui Dumnezeu. Meditează la acele evenimente în care Dumnezeu a intervenit în mod extraordinar în viața ta și gândește că El o mai poate face. Oricând. Nu este greu? Dumnezeu nu te-a obosit în a ne ajuta? Dumnezeu nu a obosit noi acum 34 de ani, Mihai, te-am tot ajutat, am obosit. Al 35-lea an, descurcă-te. Nici vorbă de așa ceva.
Dumnezeu nu obosește în a face bine, Dumnezeu nu obosește în a veghea asupra noastră. Gândește la nenumăratele instanțe în care Dumnezeu a intervenit. Și crede că El mai poate interveni. 3. Meditează, ne spune psalmistul, la puterea lui Dumnezeu. Psalmistul spune și mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile tale. Este o expresie deseori întâlnită în Scriptură de a vorbi despre puterea creativă a lui Dumnezeu. Despre faptul că tot ceea ce există în jurul nostru este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. El a făcut cerurile, El a făcut pământul, El le susține pe toate. Tot universul acesta l-a făcut Dumnezeu. Cum ajută asta pe mine? Când mă uit la lucrările mâinilor lui Dumnezeu, când mă uit la puterea infinită a lui Dumnezeu, problema mea începe să pară mică, 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 mică. Când mă uit doar la problemă, când mă uit doar la resursele mele, când mă uit doar la ceea ce eu pot face, ce eu pot realiza, intru în panică. Când mă uit la ceea ce El a realizat, ceea ce El a creat, ceea ce El susține, ceea ce El guvernează, în contrast cu problema mea, e nimic. Dacă meditez în mod constant la Dumnezeu, la binecuvântările Lui, la intervențiile Lui în viața mea, la providența Lui constantă, meticuloasă asupra vieții noastre, nimic nu se întâmplă. La întâmplare ne spune Sfânta Scriptură. Dacă o pasăre nu cade din cer, ne învață Scriptura, o pasăre nu cade la pământ fără să fie voia Tatălui. Cu atât mai mult ni se spune că El se îngrijește de viețile noastre. El se îngrijește de flori, El se îngrijește de natură, El se îngrijește de tot ceea ce există și El se îngrijește de noi. Gândește la Dumnezeu, la puterea Lui infinită, la puterea prin care a creat lumea aceasta. Și atunci problema ta va fi pusă în perspectivă. Apoi, nu doar că te rogi, nu doar că mărturisești, nu doar că meditezi la Dumnezeu, dar cauți, spune psalmistul, să mai faci altceva. Și anume, să asculți, să înveți și să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul ne spune că trebuie ca să căutăm, să ascultăm și să auzim glasul lui Dumnezeu. Fă-mă să aud dimineață despre îndurarea ta, căci în tine mă încred. Unde putem ca să căutăm să auzim glasul lui Dumnezeu? În primul rând, căutăm să auzim glasul lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cartea însuflată de Dumnezeu. Atunci când citim din Sfintele Scripturi, atunci când deschidem Sfintele Scripturi, Dumnezeu ne vorbește. Nu zicea că dacă vrei să auzi glasul lui Dumnezeu, citește Biblia cu glasul tare. Este cel mai direct, cel mai fără greș, cel mai sigur fel de a intra în contact cu vocea lui Dumnezeu. Dacă vrei ca să auzi glasul lui Dumnezeu, citește cuvântul lui Dumnezeu, apoi în închinare. Du-te acolo unde sfinții lui Dumnezeu, unde copiii lui Dumnezeu, înalță laude la Dumnezeu. Du-te acolo unde se predică cuvântul. Beneficiază de toate instrumentele Harului care le-a lăsat Dumnezeu. Pentru că toate acele instrumente sunt imbibate în cuvântul lui Dumnezeu. Cina Domnului, părtășia frățească. Absolut toate te vor îndruma înspre cuvântul lui Dumnezeu. Caută ca să auzi, caută să asculți pentru glasul lui Dumnezeu. Apoi, caută ca să înveți voia lui Dumnezeu, să cunoști voia lui Dumnezeu. Cum pot cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Este foarte des întâlnită această întrebare. Care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Poți cunoaște ascultând glasul lui Dumnezeu. Poți cunoaște ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Poți cunoaște învățând cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune, fă-mi cunoscută calea pe care să merg, căci la tine îmi înalți sufletul. Dar nu te opri doar aici. Nu auzi, nu asculta, nu învăța doar. Nu este suficient ca să cunoști ce trebuie să faci. Psalmistul ne spune că trebuie ca să împlinim ceea ce am auzit și ceea ce am învățat. Învață-mă, spune psalmistul, cum să-ți împlinesc voia, căci tu ești Dumnezeul meu. Așa că ascultă, învață și împlinește voia lui Dumnezeu. Cum voi putea face lucrul acesta? Doamne, cum pot eu ca să aud glasul tău? Cum pot eu ca să cunosc voia ta? Ba mai mult, cum aș putea eu,
care mă aflu acum în starea aceasta de criză. Mă simt că nici nu mă pot ridica din pat. Mă simt că nu pot ca să mai iau un pas. Cum voi avea puterea ca să împlinesc voia ta? Psalmistul ne spune că secretul, din nou, nu stă în ceea ce noi putem, în ceea ce noi suntem și în ceea ce El ne pune la dispoziție. Priviți, fie ca Duhul tău, spune psalmistul, fie ca Duhul tău cel bun să mă călăuzească prin locuri netede. Vom fi în stare ca să auzim, vom fi în stare ca să învățăm voia lui Dumnezeu și vom fi în stare ca să umblăm, să împlinim voia lui Dumnezeu dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu vei putea de unul singur. Nu vei putea prin înțelepciunea ta. Nu vei putea prin puterea ta să auzi, să înveți și să împlinești voia lui Dumnezeu. Dar călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, împuternicit de Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în fiecare credincios, vei putea să auzi, să înveți și să împlinești voia lui Dumnezeu. Apoi, odată ce am făcut aceste lucruri, ne-am rugat, ne-am mărturisit starea noastră, am cerut mila lui Dumnezeu, am meditat neîncetat asupra caracterului divin, asupra intervenției lui în viața noastră, asupra puterii lui creative. Am alergat să ascultăm și să învățăm și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Toate acestea le-am făcut prin puterea Duhului Sfânt, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Trebuie ca să ne nădăjduiești în Dumnezeul tău. Trebuie să stai și să aștepți în credință. Nădăjduiește în Domnul, în momentele de criză, în perioadele de criză, în lunile de criză, în anii dureroși. Nădăjduiește în Domnul. În primul rând, nădăjduiește în Domnul pentru a primi putere și înviorare în mijlocul necazului. Unul dintre motivele pentru care mulți dintre noi nu facem față la aceste crize este pentru că mergem înaintea lui Dumnezeu doar cu această cerere. Doamne, rezolvă o problemă. Și Domnul poate o rezolvă, dar o rezolvă peste un an, doi, trei, patru. Și niciodată, în toată perioada aceasta, n-am mers înaintea lui Dumnezeu, n-am căzut pe genunchi și n-am spus, Doamne, n-am putere ca să rezist. N-am putere să mai mă duc înainte. N-am putere ca să fac față acestei probleme. Dacă o rezolv sau dacă nu o rezolv, dăm putere ca să pot, ca să pășesc înainte. Dăm înviorare, dăm credință, dăm înțelepciune. Psalmistul ne spune că trebuie ca să nădăjduim în Domnul pentru înviorarea sufletului nostru. Din pricina numelui Tău, Doamne, înviorează-mă, dăm putere, Doamne. Dăm vlagă să mai rezist încă o zi. În al doilea rând, pentru izbăvire din circumstanțele în care ne aflăm. Noi nu suntem stoici, nu credem că trebuie doar să suferim. Noi vrem să fim eliberați de orice suferință. Nădejdea noastră este o zi în care nu va mai fi vreo suferință. Până în acea zi, vrem putere și credință să pășim înainte în mijlocul suferinței. Dar dacă Dumnezeu, în îndurarea Lui, vrea ca să înlăture suferința chiar și acum. Ne dorim acest lucru. Cerem acest lucru. Așa psalmistul spune, din pricina dreptății tale, scapă-mi sufletul din necaz. Din pricina îndurării tale, isprăvește cu dușmanii mei și nimicește toți prigonitorii sufletului meu. De ce ar face Dumnezeu lucrurile acestea? De ce ne-ar da putere și înviorare? Sau de ce ne-ar izbăvi din mijlocul suferinței? Psalmistul ne spune, observați că de repetate ori, de fiecare dată, ne dă motivația. Din pricina lui Dumnezeu, din pricina numelui tău, din pricina dreptății tale, din pricina îndurării tale. Speranța mea, în orice necaz, este că Dumnezeu va interveni în acel necaz datorită lui Dumnezeu. Este că Dumnezeu, datorită slavei Lui și dorinței Lui de a se arăta ca și un Dumnezeu glorios, va interveni în mijlocul necazului meu. Va rezolva problema sau îmi va da putere ca să rezist în mijlocul focului. Și El știe ce este mai bine. El știe ce va produce mai mult bine pentru sufletul meu. Poate am nevoie de acest necaz.
Poate am nevoie de acest proces de curățire. Poate am nevoie de focul acesta sfințitor. El știe ce este mai bine pentru sufletul meu și El știe ce va produce mai multă proslăvire pentru El. De aceea, orice cerință și orice nădejde o am în faptul că Dumnezeu va acționa, este ancorată în slava lui Dumnezeu, în motivația lui Dumnezeu de a-și proslăvi numele. Din pricina numelui tău, pentru slava ta, spune psalmistul David, înviorează-mi sufletul și scapă-mi sufletul din acest necaz. Apoi, în cele din urmă, psalmistul ne spune că după ce am parcurs această călătorie de discipline spirituale, mai rămâne un singur lucru de făcut. Să ne odihnim în ceea ce știm că este identitatea noastră. Uitați cum încheie psalmistul această rugăciune, acest psalm. Căci eu sunt robul tău. La final de zi, la final de toate zbaterele, toate rugăciunile, de tot ceea ce se întâmplă, gândul care îți va da alinare este că să știi că ești robul lui Dumnezeu. Să știi că ești copilul lui Dumnezeu. Să cunoști care este identitatea ta. Lucrul acesta te va ajuta să te odihnești în mijlocul necazului, pentru că circumstanța ta s-ar putea să nu se schimbe. Dar în același timp, dacă ești al lui Hristos, nici identitatea ta nu se schimbă. Circumstanța ta s-ar putea ca să nu-ți dea vreodată răgaz, să nu-ți dea odihnă. Dar identitatea ta, ca și copil al lui Dumnezeu, ca și răscumpărat al Domnului Iisus Hristos, îți va permite ca să ai pace și odihnă și speranță în mijlocul oricărui circumstanțe. Pe scurt, care este răspunsul nostru la o situație imposibilă? Venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. Venim înaintea lui Dumnezeu cu mărturisire. Cerem mila Lui. Medităm asupra caracterului Său și puterii Sale zi și noapte. Zi și noapte. Nu te mai gândi non-stop doar la problema ta. Gândește la Dumnezeu care este în control peste problema ta. Căutăm să auzim, să ascultăm și să împlinim prin puterea Duhului Sfânt cuvântul lui Dumnezeu. Mergem la biserică, mergem la întâlnirile cu frații, mergem la studiu biblic, citim cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne va ajuta ca să medităm, asta ne va ajuta ca să ne rugăm. Și în cele din urmă, așteptăm, nădăjduim cu credință în Domnul, știind că orice s-ar întâmpla, identitatea noastră ca și copii al lui Dumnezeu este sigură în Hristos. Nici o boală, nici o suferință, nici o prigoană, nici măcar moartea, ne spune Scriptura, nu ne va separa de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Amin.